Situația fiscală a României se va deteriora mult peste așteptări. În acest an electoral, deficitul bugetar, în loc să scadă așa cum era programat, va merge la peste 7% din produsul intern brut, avertizează specialiștii. Uneia dintre cele mai mari bănci europene și doar creșterile de taxe vor putea reduce deficitul bugetar de anul viitor. Vorbim despre uh, toate aceste ipoteze uh, cu invitatul meu de la această oră, Cristian Sulea, uh, profesor de economie mondială aflat în platoul știrilor. Pe unu, bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ne uităm la toate scenariile care se fac în mediul de afaceri. Este absolut convins că vom avea o creștere a TVA-ului, creștere a impozitului pe locuințe și alte creșteri de taxe. Ce se preconizează? Ca să fie foarte clar, aceste creșteri de taxe nu sunt soluția pe care ar trebui să o folosească țara noastră în așa fel încât să rezolve problemele de eficiență, de funcționarea pieței, de funcționarea economiei și problemele de deficit bugetar. Însă, într-adevăr, având în vedere modul în care se comportă guvernul României în acest moment și având în vedere toate semnalele pe care le avem de la politicieni, nici acum înainte de alegeri, nici după alegeri, nu avem speranțe foarte mari că s-ar putea rezolva problemele legate de deficit fără o creștere a unor taxe. Sau, cel puțin, nu avem de ce să sperăm că politicienii români ar avea un plan serios sau ar lua măcar în considerare să rezolve problemele țării fără să crească anumite taxe. Bun, și ne uităm la cum arată deficitul bugetar. Le-am promis oficialilor europeni că ne vom încadra în 5% din produsul interbrut, dar în primele luni ale anului, primele 5 luni, avem deja un deficit de 3,4%. Cam cum ne-am mai putea ține de această promisiune? foarte greu spre deloc. Ar trebui să ne uităm mai degrabă spre estimările pe care ni le dau diverse instituții internaționale sau chiar instituțiile care se ocupă la noi în țară de estimări și de prognoză și, în principiu, toate evaluările care ne vin din partea tuturor acestor organizații vorbesc despre încheierea anului cu un deficit care se depășească 5%. Din punctul meu de vedere, pentru că pe parcursul acestui an mi-a plăcut să fac un calcul aritmetic, care e cu siguranță greșit care nu are șanse să se materializeze până la sfârșitul anului, însă perspectiva noastră s-a îmbunătățit ușor în termeni relativ, pentru că, pornind de la modul în care cheltuia statul român bani în primele două luni ale anului, ne temeam sau am fi ajuns chiar la o cifră undeva în jur de 10% pentru deficitul bugetar, ori pare că s-au mai domolit cheltuielile sau lucrurile s-au echilibrat un pic, în momentul acesta, aritmetic, pare că ajunge la 8,4%. Sperăm să nu fie acolo, adică sperăm într-adevăr să fim sub 7%, însă 5% care a fost promis către partenerii europeni și care a fost promis către toată lumea este într-adevăr foarte improbabil. Bun, însă există informații referitoare la faptul că țara noastră intenționează o negociere cu Bruselul astfel încât calendarul pentru respectarea deficitului, așa cum ne-am angajat, să fie puțin prelungit pe următoare, următoarea perioadă de șapte ani. Aceasta este, iarăși, aproape o certitudine, pentru că au fost diverse semnale pe care le-am primit de la politicieni, semnale, prin semnale înțelegând că mulți politicieni au spus că intenționează să meargă. La Bruxelles și să negocieze pentru extinderea procedurii de deficit excesiv, pentru un plan în care să fie redus deficitul pe o anumită perioadă de timp. În continuare, așa cum am mai spus-o, cred că politicienii români au motive să creadă că ar putea să obțină concesii suplimentare de la Bruxelles, pentru că, una la mână, nu suntem singura țară care are niște probleme, mai sunt și alții, doi la mână avem scuza foarte bună a războiului din Ucraina și. Ca să putem să sprijinim eforturile din această zonă, ar trebui să fim sprijiniți, însă, per total, elementul cel mai important este că acest deficit bugetar foarte mare, indiferent care sunt motivele și indiferent dacă partenerii noștri europeni acceptă în continuare acest deficit uh, uriaș, ne face foarte, foarte rău tot nouă. Ar trebui să facem ceva mult mai repede pentru că este o situație care face rău economiei românești și românilor în general. Revenim la mediul de afaceri. Se așteaptă ca de anul viitor să vedem o cotă a TVA-ului, fie o cotă unică de 21%, de fie un TVA de 22% însă diferențiat pentru alimente. De asemenea, se așteaptă și la majorarea impozitului pe venit de la 10% la 16%. Așa arată 2025. Cele două măsuri, cele două schimbări pe care le-ați dat ca exemplu acum sunt într-adevăr cele mai probabile, pentru că sunt măsurile care aduc din punctul de vedere al majorității specialiștilor cei mai mulți bani la buget pe termen scurt. Practic mai mulți bani într-un tip cât mai scurt din momentul în care s-ar implementa aceste măsuri. TVA-ul, dacă este mărit pentru că este o taxă pe consum, nu poate să fie evitat cu ușurință și atunci este o sursă foarte sigură prin care să fie strânși bani suplimentari. Nu știu dacă vom vorbi de 21% sau de 22% sau cine știe ce altă combinație de cote de TV până la momentul respectiv, însă într adevăr aceasta este o probabilitate destul de mare, din păcate. Dar și... întrebarea este de ce nu se iau de acum măsuri, pentru că am văzut că s-a discutat despre acea reformă bugetară care ar fi trebuit să se facă până la 30 iunie. Duminica trecută, dacă nu mă înșel, și vedem că dacă ne uităm în aceste momente, comparativ cu luna octombrie, avem 33.000 de angajați noi la stat. De asemenea, cheltuierile bugetare au crescut cu 22% și dacă ne uităm la bunuri și servicii, vedem cheltuieli cu 25% mai mari. Cum se explică? De ce nu facem nimic în această zonă? În primul rând, ceea ce ni s-a promis că se va întâmpla era oricum o măsură cu impact foarte mic față de ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, pentru că vorbeam de reducerea unor posturi vacante. Noi estimam anul trecut că ar fi nevoie de 300.000 de, de posturi. Nu vacante, posturi active care să fie reduse într-o perioadă de 5-6 ani, în așa fel încât să ajungem la un aparat bugetar mai suplu, care să corespundă cu dimensiunea economiei românești. Însă, iată, nici măcar posturile vacante nu au fost reduse. În schimb, vedem o creștere foarte mare a cheltuielor de personal, care va fi. Dublată de o creștere a cheltuielor de personal, pe măsură ce vor trebui acordate alte creșteri de salarii, pe măsură ce crește salariul minim sau pe măsură ce se fac alte promisiuni de natură electorală. Pentru că acestea cu siguranță vor veni. Și ne uităm la ceea ce spun în acest moment guvernanții, pentru că dacă mediul de afaceri vine cu avertizmente, vedem că din partea executivului nu sunt îngrijorări, totul arată foarte bine, avem creștere economică, se fac investiții și sub nicio formă nu vom vedea majorări de taxe din 2025. Avem o creștere economică extraordinar de slabă pentru tipologia economică și. Pentru punctul în care ne aflăm ca țară pe parcursul dezvoltării unei țări. Deci, nu, nu e un lucru de care politicienii români ar trebui să fie mândri că am ajuns de la 10% creștere economică a, a, la cele câteva procente, după cele mai optimiste estimări pe care, cu care am mai rămas astăzi. A, e adevărat, ne putem împrumuta în continuare, putem să o ducem așa, poate încă 10 ani de zile de acum înainte, însă, pe măsură ce persistăm pe acest drum vom distruge competitivitatea economiei române și vom rata o șansă, pentru că, în momentul acesta, România are în continuare șansa să-și continue dezvoltarea într-un ritm susținut, să devină foarte atractivă și să devină o țară importantă în Uniunea Europeană. Lucru pe care îl putem face datorită capitalului uman pe care îl avem, datorită dimensiunii țării, datorită dimensiunii populației. Avem o sumedenie de factori care sunt în favoarea noastră. Am avut legislație foarte favorabilă pentru câțiva ani, lucru care ne-a ajutat să creștem foarte rapid, și, din punctul meu de vedere, este șocant să văd că politicienii noștri par să nu înțeleagă corelația extrem de simplă dintre niște reguli fiscale și bugetare pe care le-am urmat între, să zicem, 2014 și 2019 perioada în care țara noastră s-a dezvoltat foarte tare, și să văd că ne depărtăm din ce în ce mai mult de aceste reguli relativ simple, care ar fi putut să fie îmbunătățite, și ne ducem cu insistență într-o direcție opusă, care ne va afecta foarte, foarte mult, în mod negativ, capacitatea de a performa pe piața mondială.